Începând cu capitolul 19, vom intra într-o perioadă specială pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul evreilor. Și acest lucru este cu atât mai important cu cât cunoaștem că de fiecare dată, acolo unde Dumnezeu a hotărât ca poporul să stea mai multă vreme, să tăbărască, este expresia biblică, întotdeauna s-au întâmplat evenimente semnificative în care Dumnezeu și-a arătat prezența, fie a făcut minuni, fie a dat sfaturi, fie a vorbit cu Moise despre ceea ce urmează să se întâmple. Începând cu capitolul 19, câteva lucruri se vor întâmpla în legătură cu planul pe care Dumnezeu îl descoperă lui Moise pentru poporul evreu. Dacă ar fi să privim în sensul acesta la relația dintre noi și Dumnezeu, putem să înțelegem că acolo unde Dumnezeu consideră potrivit, ne trimite, ne așteaptă și ne transmite un mesaj specific stării în care noi ne găsim. De aceea, în măsura în care un om se lasă condus de Dumnezeu, indiferent dacă este pustiul vieții sau sunt circumstanțe plăcute, întotdeauna Dumnezeu va fi cel care stabilește o oprire, un timp, în care se va adresa. Aceasta înseamnă că întotdeauna Dumnezeu face primul pas. Dumnezeu ne caută. Dumnezeu are inițiativa în a se adresa fiecăruia dintre noi în conformitate cu planurile sale. În luna a treia, după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea, în pustia Sinai. De la Refidim, unde îi atacaseră amaleciții, izraeliții au ajuns acum la Sinai, pustia Sinai. Locul acesta se consideră a fi o câmpie sau un deșert aproape neted, acoperit cu tufișuri pe o lungime aproximativă de 3,8 km și o lățime de 0,9 km, aproape un kilometru. Însă, la marginea acesteia, se va remarca și o înălțime stâncoasă numit Muntele Sinai. Legea a fost dată lui Israel într-o astfel de ambianță maestoasă, inspiratoare. Niciun loc din lume nu poate fi indicat care să întrunească într-un fel mai remarcabil condițiile unei înălțimi dominante și în același timp a unei câmpii în care în orice parte, vederea și sunetul pe care le vom descoperi descrise în Exod vor ajunge la mulțimea adunată. Putem spune ca un amfiteatru natural. Era un loc al singurătății. Acolo poporul putea să fie întru totul singur, doar cu Dumnezeu. Departe de orice ar fi putut atrage gândirea, departe de tot ceea ce ar fi putut să le influențeze atenția de la lucrurile divine. Aceasta avea să le ofere o ocazie pentru reflectarea liniștită cu privire la răspunderea lor față de Dumnezeu. Pustia Sinai, un loc potrivit care să adune evreii pentru ca Dumnezeu să le ofere legea pe care urmează să o proclame în curând. Locul acesta era înconjurat de munții care formeau, spuneam, un amfiteatru natural cu vizibilitate și cu audiție suficientă. La capătul de sud se înalță o stâncă de granit aproape perpendiculară. Constituie imaginea unui amvon înalt și, dacă vrem, și un altar de unde putea fi auzit glasul lui Dumnezeu. La picioarele acestei stânci era o serie de movile scunde care au putut să stabilească marginile
hotarele destinate să oprească poporul, ca nu cumva să atingă muntele, amvonul pe care Dumnezeu se găsea și vorbea. În fața întregii adunări, vizibilă pe cer în măreție singuratică de la un capăt la altul al întregii câmpii, este imaginea muntelui care putea fi atins și de la care glasul lui Dumnezeu putea fi auzit de departe, peste tot. Dedesubt, câmpia este lărgită în acel punct în cea mai mare dimensiune, prin confluența tuturor văilor învecinate. După cum observa un eminent inginer, topograf, niciun loc din lume nu putea fi evidențiat care să combine într-un mod mai remarcabil condițiile unei înălțimi impunătoare și ale unei câmpii, a cărei priveliști și sunete descrise în Exod ar putea ajunge la un nivel perceput de mulțimea celor peste 2 milioane de suflete. Imaginați-vă un stadion care poate să cuprindă 2 milioane de oameni. Aici putem spune, în cuvintele folosite de cei mai recenți exploratori științifici, că a fost scena pe care Dumnezeu a pregătit-o sau a ales-o pentru darea legii. În luna a treia, se numește Sivan, este ca timp astăzi corespunzător cu sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Se potrivește cu vremea noastră. La muntele Sinai a avut loc unul din cele mai mari evenimente din istoria iudaică, și anume încorporarea lui Israel ca biserică și ca națiune sub teocrație. Teocrația înseamnă conducerea lui Dumnezeu. Conducătorul poporului în teocrație este Dumnezeu. Teos înseamnă Dumnezeu. Forma aceasta de guvernare a continuat până când, prin cuvintele "Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul", iudeii au renunțat la forma teocrației. Ce s-a întâmplat prin renunțare este lesne de înțeles. Procesul de organizare de la Sinai a cuprins proclamarea celor 10 porunci, ratificarea legământului, adică oficializarea legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul evreu, construirea sanctuarului, darea legilor ceremoniale, adică legile jertfelor, dar și legile civile și perfectarea diferitelor proceduri militare și civile. Aici, la muntele Sinai, vor zăbovi suficient de mult timp, pentru că aici a fost făcută o legătură între Domnul și urmașii lui Avram. O legătură în care n-avea să intre niciodată o altă națiune. Scopul acestei legături a fost să pregătească o cale pentru venirea lui Hristos ca mântuitor al omului. Vă aduceți aminte de făgăduința lui Dumnezeu dată lui Avram? Prin tine, a spus Dumnezeu lui Avram, vor fi binecuvântate neamurile pământului, referitor la Domnul Iisus. În ziua aceea, precizează Duhul Sfânt prin Moise, chiar în aceeași zi, poate că prima zi a lui Sivan sau a 15-a, nu știm exact. Tradiția iudaică așează evenimentul acesta pe prima zi a lunii în anul iudaic. Dacă este așa, probabil că de la Ramses la Sinai călătoria a durat 45 de zile. Poate că dacă ne uităm la timp, descoperim că este destul de scurt și atâtea evenimente. În 3 luni de zile, atâtea lucruri să se întâmple, atâtea răzvrătiri, atâtea nemulțumiri din partea evreilor și în același timp atâta răbdare din partea lui Dumnezeu, atâta bunătate. Dacă ar fi să ne uităm la noi în cursul unei săptămâni sau în cursul unei singure zile, câte lucruri am putea să observăm în relația noastră cu Dumnezeu? La Sinai, israeliții vor rămâne aproape un an, 11 luni. În afară de primirea legii, este vorba de legea morală, legea celor 10 porunci, oficializarea legământului,
pe care Dumnezeu îl face cu oamenii, evreii aveau să aibă timp pentru construirea sanctuarului și pentru dezvoltarea în continuare a organizării lor. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de o astfel de odihnă, așa cum a sfătuit și Domnul Iisus pe ucenicii săi. Mai mult decât atât, în Noul Testament îl descoperim și pe Pavel, în Galateni 1:17, care spune că a mers în Arabia și acolo este zona pustie. Fiecare dintre noi însă avem nevoie de un Sinai, un loc al liniștii, al singurătății. Acolo Dumnezeu să poată să facă pentru noi ceea ce a făcut și pentru Israel, descoperindu-și voința sa, instruindu-ne, impresionându-ne din nou și din nou cu maestatea sa. Sinai era un loc atât de solemn, încât gândurile poporului aveau să fie în mod irezistibil înălțate în comuniune spre cel nemărginit. Chiar asprimea și grandoarea lucrurilor înconjurătoare era o sugestie potrivită cu privire la sfințenia legii. Ca un pustiu neproductiv și deșert, Sinai mai este un puternic aducător aminte pentru prin noi înșine, spunându-ne că nu putem să facem nimic. Noi suntem, în realitate, asemănători cu pustiul în care nu crește nimic. Însă, atunci când Domnul Iisus a vorbit, referindu-se la noi, a subliniat lucrul acesta pe care, din nefericire, îl uităm. Fără mine nu puteți face nimic. La fel cum izraeliții în pustie nu puteau să facă nimic, nici măcar nu puteau să supraviețuiască. După ce au plecat de la Refidim, zice versetul 2, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în fața muntelui. Probabil că cea mai mare parte din popor și-au întins corturile în fața câmpiei amintite, dar unii poate că le-au așezat prin văile învecinate, de unde putea fi văzut și muntele Sinai. Aici va avea loc ceea ce, alături de Exod, de ieșire, eliberarea miraculoasă a lui Dumnezeu, aici este cel mai mare eveniment din istoria lui Israel. Oficializarea la Sinai a legământului națiunii cu Dumnezeu, care precedă enunțarea legii. Legământul de la Sinai a plasat Israelul într-o relație cu totul unică cu Iehova. A conferit acelui popor o onoare de care nicio națiune de pe pământ nu s-a bucurat vreodată, nici alta de atunci. I-a dat naștere unei doctrine al cărui plan expres a fost să pregătească calea lui Hristos. Legământul, așa cum se cuvenea măreției lui Dumnezeu care se ocupă de un popor păcătos, urma să fie rânduit printr-un mijlocitor. În consecință, Moise este văzut în aceste versete intrând în funcțiile sale de mediator. O dată, a doua și a treia oară în cursul acestui singur capitol, Moise este văzut urcându-se pe munte pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Și o dată și a doua oară și a treia oară, Moise este trimis înapoi din profunzimile prezenței divine cu un mesaj către oameni. Lucrul acesta ar putea să fie repetat și pentru noi oare? Pentru că și pe noi ne cheamă Dumnezeu și ne sfătuiește, ne trimite să facem ceea ce ne-a descoperit, să spunem și altora, dar să se întâmple și în viața noastră. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte, zicând, așa să vorbești casei lui Iacob și să spui copiilor lui Israel. Cât de potriviți au fost munții să constituie peisajul manifestării divine? Moise era obișnuit cu regiunea aceasta, pentru că era locul unde îi se descoperise Dumnezeu în rugul aprins. Dumnezeu avea să se descopere servului său în același loc, acum fără să mai fie un fugar singuratic, ci înălțat să fie conducătorul poporului lui Dumnezeu. Mintea lui Moise probabil că a fost din nou năpădită de un potop de amintiri în timp ce urca muntele.
Credința lui a fost puternic întărită pentru sarcina cea grea de conducător, pentru că făgăduința lui Dumnezeu că el și frații lui aveau să se închine lui Dumnezeu în locul acesta. Aceasta era aproape de împlinire. Probabil că Moise a urcat muntele cu pas merit, dar plin de reverență. Pe măsură ce Moise a ajuns la poalele Sinaiului, continua să urce pe munte, unde căuta să aibă revelații speciale de la Dumnezeu, a auzit glasul. Dumnezeu l-a chemat din munte. A cerut o implicare pozitivă din partea poporului înainte de a intra în alte relații directe cu ei. Interesant lucrul acesta. După cum este prezentat acest verset, Moise se duce la Dumnezeu, iar Dumnezeu îi confirmă lucrul acesta și îl cheamă pe munte. Poate că merită să privim puțin această dimensiune. Dacă folosim tabloul din Apocalipsa 3 cu versetul 20, iată, eu stau la ușă și bat, înțelegem faptul că Dumnezeu nu va deschide ușa cu forța, ci ne lasă pe noi să deschidem ușa. Și apoi El va intra și va cina cu noi și noi cu El. În același mod, Moise se usuie la Dumnezeu, iar Dumnezeu apreciază lucrul acesta și îl cheamă pe munte. Din vremea chemării sale, în rugul aprins, Moise știa că Israel trebuia să-L slujească pe Dumnezeu pe Sinai. Îl considerase pe muntele acesta muntele lui Dumnezeu, adică un loc dedicat și pus deoparte pentru Jehova. Era firesc ca de îndată ce ajungea în imediat apropierea muntelui, Moise să-L urce. Domnul l-a chemat de pe munte. Dumnezeu acceptă adesea voința pentru faptă și scutește sfinții săi de o trudă inutilă, de căutarea răspunsului dacă Dumnezeu mă primește sau nu, să merg mai departe sau nu. Pe când Moise este pe drum, Dumnezeu anticipează și îl cheamă pe munte, dar l-a chemat ca să-l trimită înapoi, nu să rămână cu el. Această expresie, un mesaj către casa lui Iacov, nu este foarte des întâlnită în Sfânta Scriptură. În cartea profetului Isaia se amintește de promisiunea făcută lui Iacov cu privire la sămânța numeroasă care ar trebui să crească dintr-o casă, din casa lui Iacov, într-o națiune a lui Iacov. Menționarea numelui Iacov avea să amintească binecuvântările revărsate cu atâta îndurare asupra lui. Acestea erau o garanție a binecuvântărilor oferite copiilor, urmașilor lor, lui Iacov, din partea lui Dumnezeu. Era inevitabil ca Dumnezeu să ia inițiativa de a propune un legământ, pentru că omul nu este în situația de a spune cerului condițiile sale. Totuși, legământul nu este numai o expresie a suveranității lui Dumnezeu, ci este și o exprimare a harului și a îndurării lui Dumnezeu. El este acela care caută pe om, nu omul pe Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 10. Așa de frumoase sunt cuvintele acestea. Dragostea, stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre. Și probabil că cel mai frumos dintre versetele pe care merită să le memorăm este versetul 19. Atât de mult îmi place. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Aici este chintesența Evangheliei. Iată însă că Moise și Dumnezeu se pregătesc pentru un sfat tainic. Moise este conducătorul văzut al izraeliților și el a fost admis în sfatul tainic al celui prea înalt, dar nevăzut. Poporului a fost dată dovada că Moise vorbea într-adevăr cu Dumnezeu, pornind de la el.
cu instrucțiunile date lor. Ați văzut ce am făcut Egiptului? Cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine? Dumnezeu începe mesajul către Israel cu privire la viitor, dar el vorbește despre viitor amintindu-le de trecut. În cele mai puține cuvinte posibile, Dumnezeu le aduce aminte de întreaga serie de semne și minuni săvârșite în Egipt, de la transformarea apei în sânge până la distrugerea oștirii lui Faraon în Marea Roșie. Acestea ar fi trebuit să învețe să aibă încredere în el. Te port pe aripi de vulturi, spune Dumnezeu. Metafora este extinsă în mare măsură, cu siguranță. În comparație, sunt privite în mod deosebit tăria și puterea grijii de susținere a lui Dumnezeu, însă și tandrețea de care Dumnezeu dă dovadă. V-am adus aici la mine, la Sinai, la muntele lui Dumnezeu, unde îmi place mai ales să mă dezvolui vouă. Atunci când Dumnezeu te aduce la el acasă, crezi că este potrivit ca să nu mergi unde el te invită și te așteaptă? Dumnezeu atrage atenția la dovezile iubirii sale din trecut și înainte de a descoperi legea sa, arată că el dorește să câștige încrederea lor, să le întărească credința și să-i încurajeze să facă voia sa. Așa spune Sfânta Scriptură. Nu vezi că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință? Nu poruncile te cheamă la pocăință, ci bunătatea lui, harul său. Dumnezeu avea să confirme binecuvântările viitorului prin binecuvântările de care s-au bucurat în trecut. Ceea ce făcuse Dumnezeu pentru Israel, eliberându-i din Egipt, conducându-i în siguranță prin Marea Roșie, dându-le mană, era o garanție despre ceea ce avea să facă el pentru ei, dacă aveau să rămână credincioși față de el. Fără această asigurare, groaza Sinaiului putea să fie greu de suportat. Și o să vedem ce înseamnă groaza Sinaiului. Versetul 5 arată că Dumnezeu continuă. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dacă veți asculta glasul meu, condiția aceasta este aceea pe care Dumnezeu o consideră potrivită, pentru că noi nu putem să alegem facultativ când să ascultăm de Dumnezeu și când să nu ascultăm de El. Trebuie să ascultăm. Este o condiție fără de care binecuvântările vor fi pierdute. Acest dacă, în tot ceea ce face Dumnezeu cu noi, El are respect pentru libertatea noastră. Condiția este supunerea credincioasă. Cuvântul ebraic pentru ascultare pare să poarte pregnant în el toate aceste înțelesuri. A auzi, a asculta, a avea încredere și a acționa conform cu ceea ce auzim și credem. Păstrarea legământului scoate în evidență ideea de santinelă, în păzire. Dacă vrei să păzești glasul lui Dumnezeu, dacă vrei să asculți de glasul lui Dumnezeu, atunci legământul este în siguranță. Noi respectăm legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu prin botez, prin împlinirea condițiilor din partea noastră, împlinind condițiile lui Dumnezeu împotriva falsificărilor. Harul Evangheliei lui Iisus Hristos, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne spune Pavel în Tit 2,11, nu-i dezlegat de obligația de a asculta de legea divină. Apostolul Pavel întreabă, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Credința în Hristos care mântuiește este unită inseparabil de puterea lui Hristos care locuiește înăuntru și îl face pe om în stare să respecte cele 10 porunci.
Iisus și apostolii au afirmat în modul cel mai accentuat principiul ascultării de legea divină. Cât e clar, spune Domnul Iisus, Matei 5:17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. În loc să pună întrebarea simplă, vrei să promiți că vei asculta de mine și că vei ține legământul meu? Dumnezeu îi atrage pe israeliști cu bunăvoință, le oferă avantajul printr-o promisiune foarte, foarte iubitoare. Dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, adică sunteți favoriții mei. În măsura în care tot pământul este al meu, cum spune Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu te alege. Da, acolo unde locuiești, tot blocul este al lui Dumnezeu, dar pe tine te-a ales. Pe strada în care este locuința ta, toată strada este a lui Dumnezeu, dar pe tine te-a ales să ți se descopere. Este de puțină însemnătate lucrul acesta? Cu siguranță nu. Dacă veți păzi legământul meu, se referă la legământul pe care Dumnezeu îl va face cu Israel pe muntele Sinai. Acesta se numește vechiul legământ. Este adevărat că era strâns legat de rituri, ritualuri, ceremonii exterioare. Prevederile lui erau în mare măsură pedepse, răsplătiri, deoarece fiind niște copii, acestea erau singurele stimulente pe care Israel era pregătit să le priceapă. Binecuvântările lui erau în mare măsură vremelnice. I-ar fi făcut, prin legământul acesta, poporul cel mai prosper. Era un mod în care Dumnezeu se manifesta în mod vizibil. Versetul 6 ne arată un alt avantaj special pe care Dumnezeu îl oferă celor care intră în legământ cu Dumnezeu și păzesc legământul acesta. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Împărăția de preoți, în conformitate cu planul și cu scopul divin, israeliții aveau să fie atât un neam împărătesc cât și preoțesc. Într-o lume rea, israeliții trebuiau să fie regi, morali și spirituali, în care ei trebuiau să stăpânească asupra împărăției păcatului. O regalitate a preoților, adică fiecare rege și preot, fiecare era și preot, era și rege. Știți că lucrul acesta este valabil astăzi în familie? Făgăduința aceasta a lui Dumnezeu și dorința lui este ca fiecare dintre noi să fim preoți, adică să mijlocim, să ne rugăm pentru cei din jurul nostru, pentru că preotul era mijlocitor în sanctuar. Suntem o împărăție de preoți, dar și un neam sfânt, adică o entitate de oameni diferită de ceilalți, diferită de lumea aceasta, diferită prin gândire, prin valori, prin credință, prin cunoașterea lui Dumnezeu și mai ales prin ascultare de Dumnezeu. Ca preoți, noi trebuie să ne apropiem de Domnul cu rugăciune, să aducem laude și jertfe. Același lucru trebuiau să facă și evrei. Ca mijlocitori între Dumnezeu și păgâni, ei trebuiau să fie educatori, predicatori, profeți, să le fie pilde de viețuire sfântă, exponenți ai cerului, ai adevăratei religii. Dacă vreți un exemplu aici, este Elisei. Profetul Elisei a manifestat aceste caracteristici pentru Naaman. Dar va trebui să fie și un neam sfânt, un popor închinat în slujba lui Dumnezeu. Sfânt înseamnă deosebit, altfel decât toate celelalte națiuni din prejurul lor. În așa fel încât să se întâmple ceea ce în viața lui Solomon s-a întâmplat prin vizita împărătesei care a călătorit atât de mult ca să vadă și să-l audă pe cel binecuvântat de Dumnezeu.
În această pregătire pentru primirea legii, noi putem să vedem Evanghelia, pentru că Evanghelia a fost dată odată cu legea. Galateni, capitolul 3, versetul 8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Aici avem patru principii evanghelice. Harul lui Dumnezeu precede viața noastră ascultătoare față de El sau invers. Inițiativa este mereu la Dumnezeu. El ne-a chemat, așa cum ne-a chemat și pe evrei. Apelul lui Dumnezeu este mereu întărit și garantat de faptele sale. În cazul lui Israel fusese mielul pascal, trecerea Mării Roșii, constituirea unei biserici, apoi legământ și lege. Biserica are sensul de națiune atunci, de eclesia. Cei care cred și țin legământul devin comoara particulară a regelui lor. Iar o preoție împărătească înseamnă că ei trebuiau să fie diferiți, negativ față de lume, dar pozitiv față de Dumnezeu, un neam sfânt. Putem să vorbim aici și despre făgăduințele lui Dumnezeu pentru cei care își țin legământul. Trei lucruri: natura promisiunilor, motivele pe care se poate crede și se poate avea încredere în ele și condițiile anexate acestor promisiuni. Prin natura promisiunilor, făgăduințele lui Dumnezeu sunt triple: regi, preoți, dar și ai lui, o comoară specială a lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne uităm la aceste trei valori pe care Dumnezeu le constituie pentru evrei, valori care sunt și pentru noi astăzi, care vi se pare cea mai importantă? Să fii rege? Să fii preot? Sau să fii al lui? Poate că atunci când cuvintele au venit la izraeliți, după 3 luni de la eliberare din sclavie, ne aducem aminte că toți fuseseră sclavi. Și astăzi, majoritatea oamenilor sunt sclavii păcatului, sclavii patimilor, sclavii opiniei, sclavi care depind de alții pentru muncă, pentru pâine sau pentru favoare. Libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu scutură toate aceste juguri. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Se lupta cu porcii pentru niște roșcove pe care el le scutura din copac. A doua făgăduință, preoția. Preotul este cel care se consacră lui Dumnezeu. Are acces liber și permanent, fără intermediar, înaintea lui Dumnezeu, în orice moment și în orice loc. Mai mult, preotul acționează ca intermediar între Dumnezeu și alții. Este dator să acționeze ca intermediar între Dumnezeu și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să-i învețe, să-i convertească, să mijlocească pentru ei în anumite împrejurări, să-i boteze dacă ei vor. Dar poate cea mai frumoasă, spuneam, să fie o comoară deosebită, veți fi ai mei, spunea Dumnezeu. Lumea îi disprețuiește pe slujitorii lui Dumnezeu. Le acordă puțin atenție. Îi consideră sărmane, creaturi slabe, pe care le poate folosi rău după plăcerea ei. Așa este lumea, batjocoritoare. Dumnezeu însă acordă o mare valoare pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, indiferent cum arată. Dumnezeu îl consideră prețios. Să-L auzi pe Dumnezeu cum ți se adresează: tu vei fi al meu dintre toți ceilalți? Maleahii 3:17, ultima carte a Vechiului Testament,
reafirmă lucrul acesta. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Nu vor fi o comoară deosebită. În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său. Veți vedea atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Ce minunat să trăim cu gândul acesta că suntem o comoară deosebită. Sigur că ne place când vorbim despre modul comun, suntem. Dar sună mult mai frumos când crezi că Dumnezeu îți vorbește în mod individual și atunci Dumnezeu spune, tu ești o comoară deosebită. Ești al meu, ești a mea. Și dacă recunoști proprietatea aceasta și ești de acord să fii proprietarul lui Dumnezeu, atunci lucrurile se schimbă în relația cu păcatul. Motivele pentru care promisiunile pot fi de încredere, Dumnezeu le-a cerut israeliților să-și amintească și să se gândească la ce fusese ce făcuse deja pentru ei. V-am ținut ca pe aripi de vulturi. Și așa vreau să fac mai departe. Dacă lucrurile sunt așa și știu și recunosc, nu pot să aibă încredere în el pentru viitor? Oare ce i-ar determina să nu aibă credință că același mod îl va folosi Dumnezeu și mai departe? Izraeliții se pare că au crezut la început. Fiecare făgăduință a lui Dumnezeu poate fi încredere, poate fi de încredere în mod total. Și noi avem nevoie să credem făgăduințele lui Dumnezeu. Dar condițiile în care se dau promisiunile, trebuie să nu le uităm. De regulă, noi suntem foarte atenți și foarte bucuroși de promisiuni, uităm însă că fiecare promisiune, fiecare făgăduință are o condiție. Dacă veți asculta cu adevărat glasul meu și veți păzi legământul meu. Făgăduințele sunt condiționate de ascultare și de respectare. Ascultarea trebuie să fie o supunere din inimă, sinceră, iubitoare, deplină, în măsura în care o permite fragilitatea umană. Nu îi place lui Dumnezeu doar o formă exterioară. Legământul trebuie păstrat în toate elementele sale esențiale. Sfânta Scriptură vorbește foarte clar în epistola lui Iacov. Dacă cineva păzește toată legea și calcă o singură poruncă, se face vinovat de toate. Inițiativa de legământ propus a fost luată de Iahve. Acest lucru era inevitabil. Oamenilor li se amintește de acțiunile de har din trecut ale lui Dumnezeu cu ei. Accentul este pus pe faptul că toate acelea erau rodul favorii gratuite, nemeritate, pentru un har care nu impune nicio condiție, un har pe care nu-l ceruseră și care nu cerea nimic. Harul trebuie doar să-l păstrezi, dar harul te învață să o rupi cu păgânătatea, pentru că altfel se anulează. Legea poate să acopere harul, dar nu-l poate anula. Asemenea, stâncii primitive care stă la baza oricăror straturi care se pot așeza ulterior pe ea, această relație plină de grație trebuie să rămână. În sensul acesta, israelitul nu trebuie să dispere, chiar și atunci când simte că legea lui îl condamnă. Era un angajament pentru evrei că nu numai în mijlocul erorilor și neajunsurilor zilnice vor avea nevoie de Dumnezeu, ci după căderi grele, păcătoșenie, răzvrătire, împotrivire, harul se va revărsa din nou peste sufletele lor smerite. Nu este aceasta Evanghelia? Întotdeauna, în mântuire, harul este înaintea ascultării. Apoi urmează ascultarea, rezultatul acceptării obligațiilor pe care ni le impune răscumpărarea.
De fapt, dacă nu ar fi fost păcat, harul n-ar mai fi avut rost. Știți că în grădina Edenului Adam și Eva nu cunoșteau harul? Pentru că în mod desăvârșit ei n-aveau nevoie de milă. Harul a intervenit odată cu păcatul, pentru că omul nu mai putea să se apropie de Dumnezeu. Condiția împlinirii promisiunii este ca poporul să asculte de glasul lui Dumnezeu, să țină legământul lui. Niciun alt termen nu ar fi putut Dumnezeu să consimtă să fie Dumnezeul lor și niciun alt termen nu ar fi consimțit să le dea pentru poporul său. Harul precede legea. Harul însoțește legea. Harul trece dincolo de lege. Cu toate acestea, harul trebuie să păstreze legea. Din nou, citesc Roman 3:31. Prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, prin credință, noi întărim legea. Dumnezeu nu poate propune omului nicio condiție de favoare care să nu includă nevoia unei voințe ascultătoare. În sensul acesta, când Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt, a fost implicat și intenționat ca popor răscumpărat, Israelul, să asculte de glasul lui. Făgăduințele în sine sunt de cea mai mare ofertă posibilă. Să fie ales ca popor dintre toate națiunile pământului. Mai târziu Dumnezeu va spune, nu pentru că erați cei mai mulți, nu pentru că erați cei mai tari, nu, ci pentru că eu v-am ales. Și lucrul acesta este o favoare deosebită, inexplicabilă. N-ai cum să o înțelegi, trebuie doar să te bucuri. Primul mesaj al lui Dumnezeu pentru oamenii din Sinai este faptul că Dumnezeu îi numește casa lui Iacov, adică fiii lui Israel. Iehova trimite gândurile poporului departe în trecut. Îi face să simtă legătura importantă și glorioasă a trecutului cu prezentul lor. Casa lui Iacov era casa celui care cunoscuse multe schimbări de circumstanțe, multe dezamăgiri, multe încercări. Ei, evreii, erau casa unuia care născut în Canaan și a petrecut o parte din cele mai bune din timpul său la distanță, cu Laban. Și a murit în cele din urmă în Egipt. Dacă el, marele strămoș, a fost un om al schimbării, de ce să se mire că este nevoie de schimbări și în viața lor? Acum ei sunt și copiii lui Israel. Pentru că Israel a fost numele dat de Dumnezeu lui Iacov. Dacă Israelul uită scopul său și privilegiul implicat, Iehova cu siguranță n-a făcut-o niciodată. Numele semnificative, care altfel ar fi ascunse în trecut, Dumnezeu are grijă deosebită să le păstreze. Acum Dumnezeu pune înaintea lor, ca într-o viziune, aceste trei lucruri de luat în considerare. Mai întâi eliberarea. Aduceți-vă aminte cum v-am scos din Egipt. Apoi călătoria ulterioară, ce s-a întâmplat în aceste trei luni. Și destinația, unde trebuie să ajungeți, unde vă voi duce, în țara aceea făgăduită. Eliberarea amintește ceea ce Dumnezeu a făcut egiptenilor. Erau încă proaspete imaginile în mintea evreilor și chiar și ale copiilor. Plăgile Egiptului au fost doar o răsturnare a situației de către Dumnezeu, în favoarea lor. Ei nu trebuie să uite că eliberarea doar Dumnezeu o putea face. Ei n-ar fi putut-o niciodată să o facă. Călătoria ulterioară pe care o indică Iehova sugerează o imagine deosebit de frumoasă și inspirată. Te port ca pe aripi de vulturi. Aceasta era o imagine potrivită pentru oamenii care locuiau în pustie.
Moise văzuse mulți vulturi în experiențele sale de păstor. Israeliții aveau să se familiarizeze și ei în timpul rătăcirii lor. Căile vulturului, chiar dacă sunt cunoscute după acest cuvânt al lui Jehova, posibil că Moise le va studia din ce în ce mai mult. Când oamenii se înalță ca vulturul și își pun cuiburile printre stele, Dumnezeu îi poate doborâ. Dar când își îmbracă aripile vulturului, este pentru a se înalța într-un loc care aduce siguranță pentru poporul său. Ne imaginăm puiul de vulturi întins pe aripa părintească. Se poate zvârcoli neliniștit, întrebându-se de viteza cu care este luat, de tremuratul pe care trebuie să-l sufere, de scenele necunoscute prin care trece. Dar aceste lupte contează puțin. Sunt destul de naturale. Însă nu va împiedica vulturul în scopul său de a-l duce în siguranță. Cu răbdare, cu calm, puternic, vulturul se ridică spre destinația sigură și va ajunge acolo. Care este destinația? Te-am adus la mine. Dar aceasta înseamnă că vei ajunge acolo unde ți-am promis. Așa cum vulturul își aduce pui într-un loc în care, fără întrerupere sau fără teamă, se poate ocupa de hrănirea și creșterea lor, cât de frumos se îndepărtează Dumnezeu gândurile poporului de la pustirea scenei vizibile. Adevărat, locul acesta era o pustie. Mai mult decât tot ceea ce putea fi steril și distrugător, este locul de care oamenilor nu le pasă și unde ei nu ar veni de la sine. Ar ocoli pustia. Dar tocmai locul acesta, Dumnezeu l-a ales ca să-și descopere gloria și mila copiilor săi. Israel ar face bine acum să ia în considerare nu ce mângâieri trupești și firești le lipsesc, ci din ce pericole au scăpat și ce moșteniri speciale sunt pe cale să dobândească. Ce frumos! Te-am adus la mine! Primul mesaj al lui Dumnezeu pentru oamenii pe care îi numește copiii ai săi, în locul în care Dumnezeu îl numește la mine. Atât de mult pentru ceea ce a făcut Jehova în trecut, iar acum atât de multe sunt pregătite pentru viitor. Aceasta arată către o mare promisiune dependentă de împlinirea condițiilor anunțate. Probabil că nu întâmplător Sfânta Scriptură ne vorbește despre faptul că nu trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu doar pentru lucrurile acestea vremelnice. Nu degeaba Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 14 să nu vi se tulbure inima. Inima se poate tulbura de tot ceea ce este în trecutul nostru și în prezentul nostru. Inima este neliniștită. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit să ne conducă până astăzi, cu adevărat, pe aripi de vulturi, nu ar trebui să avem încredere în promisiunile pe care El le are făgăduite pentru viitor. A trebuit să-i aducă pe aripi de vulturi pe evrei, și a trebuit să ne aducă și pe noi pe aceleași aripi de vulturi. Pentru că nici ei, nici noi nu puteam să facem singuri obținerea eliberării de păcat. Singuri nu ne puteam proteja. Și iată pe Dumnezeu că i-a adus la sine. Pentru că fiind cu El, să devină ai Lui. Pe deplin și în mod acceptabil. Lucrul acesta ar merita să ne facă să înțelegem dacă într-adevăr am ajuns la El. Și dacă am ajuns la El, dacă am acceptat să fim ai Lui. Dumnezeu a făcut anumite cerințe de la oameni. Vă aduceți aminte, am discutat regulile de Paște, regulile referitoare la mană, cât să adune, când,
Acum, Dumnezeu va continua să întrebe, ca și când cererea nu s-ar fi încheiat niciodată. Ceea ce cere de la Dumnezeu era adevărată ascultare prin slujire. Nu doar ca profesie, nu doar când ești de serviciu, nu doar când trebuie să ajungi la biserică, ci să devină un mod de viață. Aceasta este dovada păzirii legământului. Vă duceți aminte de legământul pe care l-ați încheiat cu Dumnezeu? Cât de frumos a fost momentul acela. Mai este valabil. Întregul conținut al Evangheliei nu este de niciun efect dacă viața ta nu este schimbată în așa fel încât să poarte din nou chipul celui care te-a creat. Scopul lui Dumnezeu este să reașeze în ființa fiecăruia chipul și asemănarea lui. Va reuși? El ne cheamă și acolo unde ne întâlnește, locul acela se numește la mine, la Dumnezeu. Dacă vom ajunge la El, dacă deschidem Biblia, suntem la El. Dacă ne așezăm în rugăciune, noi suntem la El. Să-L ascultăm și să împlinim ceea ce El ne cere. Pentru că, așa cum s-a purtat în trecutul nostru, așa cum ne-a promis pentru prezent, El va împlini și ceea ce are pregătit pentru viitor. Aceasta este lecția pe care, prima lecție, pe care o găsim la Sinai. Și fiecare dintre noi trebuie să avem Sinaiul nostru, adică locul pe care Dumnezeu îl consideră al Lui.